Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Far Cry 2. Nu uitați să apăsați butonașul de like. Haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați pentru a vedea cele mai noi videoclipuri. Lucrurile se complică, a venit ăsta care era șeful nostru la începutul jocului. O, Doamne, mergem la mină. Ok. Nu prea am încredere în tine, dar ca să avansez în joc trebuie să le fac misiunile astea, deci nu avem de ales. Ia contractul și hai să plecăm. Bun. Papa Lucia Boss. Nu mai avem nicio treabă. Așa, unde naiba e ieșirea? Hai să fiu stocat și cu seringi. Pul așa, să nu avem probleme. Și sper să găsesc o mașină cât de repede posibil. Poate dăm pe la un safe house, ar fi tare. Uite aici, mașină. Și s-ar putea să nu fie chiar așa de departe mina aia. Să zicem. Mergem pe aici, prin spate și ajungem rapid cu mașina. Problema e că o să dăm peste checkpoint-uri și nu-mi place treaba asta. Și nu știu dacă am vreun safe house pe aproape, dar nu am. Din păcate. Aie, ne descurcăm și cu ce avem, cu armele noastre. Poate mai găsesc un AK de la inamici. Și chiar mă rog să nu dau peste mașini random, pentru că eu nu am mitralieră pe mașina asta. Mai sărăcie așa. Low budget. Opa. Bă, măcar mergem pe aici. Bine sau sal? Da, peste ăștia. Opa, am stort și găina. Rip găinușa. Partea bună e că au un motiv să o taie și să o facă ciorbă, deci. Nici măcar nu știu dacă există ciorbă la africani. Dacă există ceva asemănător. Ok, despre ce naiba vorbim? Hai să nu mai vorbesc chestii random, că nu e bine. Deci că zice de pește. Care e în viață, unul. La ce te referi, frate? Aoleo, vin ăștia peste mine. Fugi! Fugi, 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 fugi. Doar fugi. Opa. Bă, într-un fel le mulțumim băieților că au fost de treabă și ei și până la urmă ne-au dat mașina asta pe gratis, care are și mitraliera, deci hai să mergem. Sunt cam furioși ei acum. O să ignor. Aici o fi bine. Opa, ușor cu terenul ăsta că e puțin mai nasol. Ce mă, vin ăștia după mine? Stai așa să trec de poșta vieții. Trebuie să trec de poștă până nu mă fac ei poștă. Mamă, trei mașini, ești nebun? Încă mai trag tâmpiții. A, mă, n-aveți și voi ce face cu viețile voastre. Îmi repar mașina repede, sper să nu bubuie. Hai, mă, hai că poți, bravo. Așa, hai să mergem, ne continuăm drumul către mină. Dar trebuie să nu mai fie chiar așa de mult. Mai mă iau și după indicatoare. Asta nu e un pericol. Adică da, poate să fie puțin stresant, dar băi frate, atâta timp cât nu au mitralieră, e totul perfect. Ce naiba trebuie să facem aici? E ceva de care nu știu eu. Să deblochez astea. Bine, boss, hai că
Mă bag aici repede pe mitraliere și gata. Nici mai știu care pe care. Gata, așa. Hai să ne facem full la viață că nu degeaba am luat seringile. Ok. V-am adus pașapoartele. Ah, ok, mi-ai dat medicamentele? Da. Da, am dat câte una, naiba, sau nici nu știu. Asta a fost așa random, că am avut drum pe aici. Astea sunt misiuni nici măcar secundare, nu pot să le zic. Sunt misiuni așa, care nu prea au legătură decât, să zicem, cu gameplay-ul. Da, în fine, hai să ne reparăm mașina. Hai băia aia. Acum am văzut, are o bară de protecție cumva în față? Ah, păi de-aia se mișcă greu. Bun, hai că nu mai e mult până la mină. Deci, mergem pe aici acum. Prin drumul ăsta întortocheat în toate felurile, frate. Și aproape am ajuns. Bine, trebuie să fiu pe fază, pentru că mitraliera trebuie să-mi fie la îndemână. Ei, totul bun, totul bun. Haide. Și hai să vă văd, mă, băiețași. Mult mai simplu cu mitraliera. Hai că știu că vă ascundeți pe aici. Puțiferilor. Încă unul la pământ. Și ca să fiu eu sigur, să stau liniștit, arunc cu vreo două grenade pe aici. Hai să intrăm. Încarce. Cine sunt mă ăștia? Ești cam speriată. Nu știu ce să fac, sincer. Ce ai vrea tu să fac? Să te las în pace? Să nu mori? Nah, fuck it. Oricum știu că mă trădează și ăla, nu-i bai? Ok, ok. Aoleu, sunt cam mulți. Sunt mulți rău să-mi bat picioreta. Bă, băiatule. Nu-i de glumă. Ce ne facem? Mai e un enervant pe aici. Direct în căpățână i-am dat. Ca să-l liniștesc. Așa se face, bun. Hai să intrăm repede în mașină. Să plecăm de aici. Aolo, dar se distruge mașina asta imediat, mă. Parcă ar fi făcută dintr-o cârpă. Nu se mai poate așa ceva. Hai să plecăm. Măcar până scap din locul ăsta blestemat. Și după aceea o să repar și mașina. Ar fi... Giugiuc!
Avem și checkpoint în față, dar asta e cea mai mică dintre problemele noastre. Așa, hai să repar mașina în sfârșit. Și să mergem. Perfect. Fii departe. Stai că mă uit direct. Da, va trebui să mă lăsați în pace, că n-am chef de voi. Oho, e ceva. E ceva până acolo. Mergem cu mașina sa totuși. Și da, dacă tot sunt pe aici, hai să merg rapid la safe house. E chiar în drumul nostru. Schimbăm armele, că e cazul. Și o să fie mai puțin stres. Cileanu. Pă, Cileanu, așa. Opa. Hai că am făcut și eu ceva tâmpit de tot. A, deci nu am chestii la îndemână, nu? Păi atunci lasă. Credeam că am chestii la îndemână. Dar nu am, firar să fie. Da, păi am venit degeaba atunci. Trebuie să am la îndemână, dar nu am, frate, nu am. Nu am chestii la îndemână, asta e problema. Aș vrea eu să am. O fi bine pe aici? Oh, doamne, urmează un checkpoint. Ambele carasu! Dreapta, 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 dreapta. Dreapta pe aici. În magazin de arme avem și noi, mă, pe aproape. De fapt, e la bar, direct. Am putea să mergem. A, mă, că n-am chef de voi, pe bune. Zău, așa, n-am chef de voi, pa. Ei. Bravo, știi să tragi cu mitraliera, felicitări. Uite și pe ăsta, cine te crezi, mă, Dumnezeu? Gata, am mușchit-o de aici. Da, bine, furiosule. Nu ți iau pâinea de la gură, stai liniștit. Nația ta. Că sunt enervanți rău. Ok, acum mergem pe aici, nu? Da. Multe checkpoint-uri, mulți vagabonți de ăștia, mulți rău. Așa ceva. E jales. Jales. Normal. Mamă, și cel mai prost moment și-a găsit. Deja scoate fum negru mașina, nu e bine. Abia mă mișc, uite-te și tu. Bă, dar trage un disperat după mine. Așa ceva. Hai pa. Hai pa, că nu mai am ce să discut cu voi. Oh, shit. Sunt ok? Încă sunt în viață? E bine. E bine rău. Cât mai e, mă, până acolo? Aoleu, încă un checkpoint? Frate, sunt prea multe checkpoint-uri pe aici. Mai bine mă duceam eu frumos la autobuz. Uite cum își complică omul viața singur. Autobuzul e prietenul tău. O să ai camion, poți să ai ce vrei tu degeaba. Trec în viteză. Trec în viteză și poate am așa puțin noroc să nu mă stresez ăștia. Prea mult cu urmărirea. O, doamne. Ce vrei, mă? O, doamne, cel mai bun moment. Îți iau și mașina. Aia e, frate, păi ce să-ți fac?
Te-ai dat jos la mine. Și nu uitați, nu vă enervați în trafic. Bun, mergem aici la Marina. Așa se numește barul. Mergem acasă la Marina. Let's go. Bun, bun. Și kabum, am ajuns. Ia să vedem. Zicea ceva de asociați vechi. Probabil mercenari din ăștia plătiți, dar eu prima dată vin la magazin aici. La magazinul de pâine. Mă lase să intru prima dată. Așa. Uite, îmi iau ăsta și dacă se poate un sniper. Nu, e principal ăsta. A, nu e bine. Păi nu e bine deloc. Un light machine gun. Schimbăm. Așa. Aca. Ne descurcăm și noi cu ce avem. Plus că mai schimbăm. Așa. Păi ziceai că sunt asociați de ăștia de-ai mei. Ia să vedem. Opa. Cine sunteți voi? Sunt scump. Sunt scump, mă, drăguțul de mine. Așa, ce vrei să-mi spui? Așa. Da, te ajut. Dacă îmi dai bănuți. Ce? Ce zici, mă, tu acolo? Așa, normal, frate, am telefon de la șmecher cu clapetă. Așa, și ce trebuie să mai fac? Ok, și cine ești tu? Bun, încă unii pe care trebuie să-i omor. Așa. De Poco, e de partea asta? 125 de diamante. Nu știu ce să zic, bro. Vedem cât de departe e. Misiunea. Oho, e departe, dar avem autobuzul aproape și putem să ajungem chiar lejereanu acolo. E bine. E bine, într-un fel. Chiar e bine. Hai prima dată să ajungem în siguranță la autobuzul de aici. După aia o să fie floare la ureche. Trecem dita mai podul ăsta. Singurul lucru bine făcut pe aici. Mamă, ce vitezoman e ăsta. Cerbă, vitezomanule. Faci curse ilegale, te crezi în Need for Speed? Așa. Îmi plac armele cu silencer, le ador. Bun, păi asta e autobuzul, bineînțeles că o să salvăm. Profităm și noi de moment să salvăm, să ne liniștim puțin. Haide, mă, frate. Save and continue. Desigur. Așa. Hai să luăm și noi ceva la îndemână ce avem. Doar mașina asta avem? Cam tristuț.
Cât de aproape ia, să vedem. E mult deșert pe aici, deci putem să ajungem repede. Bine, atâta timp cât nu ne îmbolnăvim, naiba, că n-am mai face jocul ăsta, nu... Nu poți să mergi chiar pe unde vrei tu. E un zid invizibil. E că bine, am evitat și un checkpoint de la tâmpit. Oh, fuck. Mamă, e bine, sunt norocos, n-aveam chef să merg atâta pe jos. Posibil tot eu să fi lăsat mașina aici, nu știu. Dar pare veche, nu, 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 n-am lăsat eu. Ia să vedem ce se ascunde aici. Un secret. Alt deștept așa ca mine. Bă, cumva trebuie să ocolesc băltoaca asta. Lacul ăsta, n-a ce-o fi. Și să mă strecur pe aici, printre munți, că e scurtătură. Și ajungem direct în sat. E bine. E foarte ok. Și ce vrea să fie ăsta? Un fel de gară de trenuri? Sau aeroport? Mamă, e full aici de inamici. Până la urmă. O, Doamne. Sunt mulți. Sunt mulți rău, ce ne facem? Hai să arunc și o grenadă așa la panoramă. Încă unul. Nu știu cine trage din spate. Sau din față, nici nu mai știi. Da, eu sunt mai șmecher așa. Am arme mai bune. Ăștia au numai arme proaste în continuu. Și mai e puțin scary RPG-ul ăla când îl mai are unul dintre ei. S-au speriat ăștia. Ce zici, mă? Mamă, vor ăștia să facă tot felul de lucruri. Da, nu știu, în fine, i-au omorât pe toți. Un pistol, ceva? Cine mă mai sună? Jurnalistul? Da. Da, vin acum, stai așa, Ruben. Stai așa puțin. Prima dată trebuie să scap de aici și am nevoie de o mașină. O să fie cam greu să găsesc un firar. Oh, Doamne. Uite-l. Ce faci, mă? Da, o idee proastă să tragi cu shotgun-ul de la distanța aia. Păi bun, în funcție de cât de aproape e ăsta, poate pot să iau iarăși autobuzul. Ar fi ceva. Hai să vedem. Sincer, da, ar merita să mergem cu autobuzul. Ne lasă aproape. Și poți să și salvezi mai rapid. E bine. Ai o dată. Nici nu mai îmi pasă dacă se strică mașina acum. Uite magazin de arme acolo, că tot ziceam eu. Dar degeaba, trebuie să ajungem la un safe house, nu la magazin de arme. Ai, bossule.
Mașină te îmbelă. Poate acum prinde viteză mai mare. Hai, mă. Nu mă dezamăgi. Nu mai știu pe unde să merg. Ah, pe aici, în fața, da. E bine. Merge. Și am ajuns. Deafăr. Sunt ok. Așa. Deci, eu sunt aici unde e cu albastru și trebuie să ajung. Trebuie să ajung pe aici, pe undeva, da. Hai că nu e așa departe, e bine. E decent. Bun. E chiar ok, merge. Hai, mă! Ce se încarcă așa greu? Pam, pam, pam. 88%. Nu, deci jocul scrie clar. Deci, dacă zice 88%, 88% e din poveste. Nu e cum suntem noi obișnuiți. Opa! Ce fac, mă? Le fur camionul? Păi pus random acolo, mai bine luăm. Și ceva, lasă. Pierdem timpul. Bun, hai că mergem bine. Suntem aproape de aeroport. Poate chiar aș putea să mă strecor cumva pe aici. Ar putea să meargă ea. Eulă, Căprițo, ce ai făcut, Căprițo? Ai și tu gânduri sinucigașe? Ești depresivă? Nasol. Ripa acea căpriță. Bă, gata, mă dau jos la tine. Dă-te în pana mea. Faci de-astea cu mine. Mecherii de-astea. Așa, întrebare întrebătoare. Să poate oare ajunge acolo pe aici? Așa, printr-o schemă. Puțin parcurs din ăsta nesănătos. Nu prea, nu știu ce să zic. Nu prea văd vreo cale de a ajunge acolo. Și pierd timpul degeaba. Nu, nu merge. Nu merge, boss. Hai, gata. S-a stricat și mașina. Hai să o reparăm. Am upgrade-uri acum pentru tot. Păcat că acum am atât de multe diamante încât nu mai am ce face cu ele. Am investit în toate upgrade-urile bune și nebune. Păi normal, să putea. Să putea să nu veniți voi, bolangilor, după mine. Dați-vă naiba de aici, a? Nu știu cum rezistă mașina. Deja a început să scoată fum negru, e clar. Hai, veniți aici. Na, 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 că știu că vrei să dai peste mine. Tâmpitule. Uolo, ce am făcut, doamne? A murit singur? Bă, da, prost ești. Prost ești, mă, prost ești. Prostea făta măta. Hai că nu mai e mult, fraților, până la aeroport. Un sniper aveam eu nevoie. Am acum mă rupeam tot. Trebuia să-mi iau, dar na. Am zis să mă distrez puțin cu MP5-ul. Și chiar asta intenționez să fac. Avem și mitraliera, numai arme de astea de foc. Ia uite-l, bă, băiatul ăsta cu RPG-ul. O, doamne. Îl salvăm pe jurnalistul nostru preferat, Ruben. Care dă, mă, după mine? Mă, voi ați turbat de tot, băieți.
Bum. Shakalaka. Mi-a dat ceva damage. Hai să avansăm. Că nu mai e mult. Mamma mia. Reloads, bitch. Ei, păi mă bag în container, dacă se pune problema. Wow. Murit. YOLO. Hai mă, fratele meleu. Mai sunteți mulți? Pe unul știu sigur că e pe undeva pe aici. Se ascunde șarpele. Se aude de aproape, nu? Gata. Mai fi cineva? În fine, eu știu că trebuie să ajung aici. V-am salvat. Lălai. Ce s-a întâmplat? Endgame. Așa, informații, dăm informații. La închisoare. Ok. Bun, o să încerc. Dar cam asta a fost cu episodul de astăzi, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Pa, pa!